231 de pensionari din județul Neamț vor putea beneficia în perioada 26-29 septembrie de bilete de tratament în principalele stațiuni balneoclimaterice din România. Aceste bilete vor fi alocate pensionarilor în baza unui program informatic care ține seama de criteriile de acordare stabilite de Ministerul Muncii încă din anul 2010. Din ce știu eu, pentru cea 15 serie care are intrare la sfârșitul lunii septembrie, în speță pe 26-29 septembrie, noi am primit un număr de 231 de bilete de tratament și au fost alocate prin program informatic celor care au dorit intrare la tratament în luna septembrie 2016, cu condiția ca stațiunile pentru care au solicitat bilete să fie din cele pentru care am primit repartiție, iar punctajul individual să le fie permis intrarea în alocare automată. Condițiile de alocare ale acestor bilete de tratament țin de un punctaj pe care trebuie să-l obțină fiecare pensionar. Cel mai important dintre criterii este acela ca în ultimii 2 ani pensionarul să nu mai fi beneficiat de un astfel de bilet. Important este și cuantumul pensiei solicitantului. În cazul în care pensionarii acceptați de programul electronic amintit nu s-au prezentat să-și ridice biletul de tratament repartizat, acesta va fi alocat altui pensionar aflat pe lista de așteptare. Începând cu anul 2010, alocarea biletelor de tratament se face în funcție de punctajul individual obținut de persoana care solicită biletul de tratament. Punctaj ce ține cont de niște criterii individuale. Primul criteriu fiind dacă acea persoană a mai beneficiat de un bilet de tratament în ultimii 2 ani. La pensionarul, cel de-al doilea criteriu este cuantumul pensiei și tipul pensiei. Dacă punctajul rezultat din calcul îi permite să beneficieze de acest bilet de tratament, el intră în alocare automată. În situația în care cei care au intrat în alocare automată nu valorifică aceste bilete, adică nu vin și nu le ridică de la Casa Județeană de Pensii, cu 7 zile înainte de a începe sejurul, ele rămân disponibile și pot fi alocate la cerere de către colegii de la bilete de tratament. Anul acesta, Casa de Pensii Neamț a primit bilete în principalele stațiuni balneare din România. După câte știu eu, avem atât stațiunile de pe litoral românesc, cât și stațiunile de la munte. Avem Herculane, avem Vatra Dornei, avem Techirghiol, Mangalia. Ele pot fi vizualizate și pe site-ul Casei de Județene de Pensie pentru că au fost afișate. Biletele repartizate sunt doar în stațiunile afiliate Societății de Tratament Balnear, la care este acționar Casa Națională de Pensii. Casele Județene de Pensii eliberează bilete de tratament în unități de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear și Recuperarea Capacității de Muncă, așa zise TBRCM-uri, care aparțin de Casa Națională. Iar într-o anumită perioadă deținem și bilete de tratament în unități de cazare cu care Casa Națională a încheiat contracte de prestări servicii pe anul în curs. Primul pas pe care trebuie să-l facă un solicitant de bilete de tratament este să depună o cerere. Cererea de acordare bilete de tratament este o cerere tipizată. În format electronic? Poate fi transmisă și în format electronic, poate fi transmisă și prin poște, poate fi depus și la Casa Locală Roman sau la noi, la Casa de Pensii Neamț. Pentru a obține un bilet de tratament într-o stațiune balneară, un pensionar trebuie să transmită Casei de Pensii Neamț mai multe documente, o cerere tipizată, buletinul de identitate în copie, un cupon de pensie, precum și un bilet special de trimitere de la medicul de familie. Cererea la momentul depunere trebuie să obțină doar de copie la buletin. Ulterior, când primește biletul de tratament și se prezintă pentru a ridica biletul de tratament, această persoană trebuie să se prezinte cu buletinul original, cu un cupon de pensie și biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist. Biletul de trimitere este acel bilet tipizat. Nu, este acel bilet tipizat, deci nu recomandarea, da? Este acel formular pe care îl primește orice asigurat care se duce și dorește, fie un bilet de tratament, fie analize gratuite, da? Pentru că el cu acel bilet se va duce în stațiune și rămâne la prestatorii de tratament balnear.
Până la 1 septembrie, Casa Județeană de Pensii Neamț a primit 7.730 de cereri pentru cele 231 de bilete de tratament repartizate de Casa Națională de Pensii. Dintre acestea au fost deja repartizate electronic, după criteriile amintite, un număr de 3.632 de bilete. Cererile tip pot fi procurate și de la punctul de lucru din Român care aparține Casei de Pensii Neamț. Acesta este situat în incinta imobilului în care se găsește Poliția Comunitară și Biroul de Evidență Informatizată a Persoanei Neamț vis-a-vis de pompieri.